cu multe subiecte extrem de importante și am luat astăzi împreună cu colegii mai multe decizii pe care urmează să le anunț, după care domnul prim-ministru va detalia unele dintre aceste decizii. Primul subiect pe care l-am discutat este legat de procesul de implementare a reformei guvernului. Amintesc că scopul acestei reforme este ca instituțiile statului să devină mai eficiente și să ofere servicii mult mai bune oamenilor. Ca urmare, am stabilit ca fiecare minister să-și adapteze planul de acțiuni la problemele prioritare ale cetățenilor. De asemenea, lansăm un amplu studiu sociologic care ne va permite, în primul rând, să verificăm modul în care cetățeanul percepe activitatea guvernului și, în al doilea rând, să facem schimbările necesare acolo unde este cazul. Urmărim prin aceste acțiuni ca activitatea guvernului să corespundă integral așteptărilor cetățenilor noștri. Și apropo de problemele oamenilor, am avut o discuție foarte serioasă cu colegii despre situația pe care o avem în acest moment în domeniul alimentației. Și aici mă refer atât la alimentele care sunt comercializate în magazine, cât și la cele livrate în școli, grădinițe și alte spitale, alte instituții publice. Am primit recent o scrisoare din partea unui grup de părinți unde era descris modul în care sunt livrate produsele alimentare în anumite școli și grădinițe. Am remis petiția dată instituțiilor abilitate să analizeze și să acționeze conform legislației Republicii Moldova. Este un domeniu extrem de sensibil și am cerut aici măsuri ferme împotriva celor care sunt sau se fac responsabili de problemele existente. Dorim cu toții să vedem cât mai repede o îmbunătățire clară în alimentația copiilor și vom acționa insistent pentru a face ordine în acest domeniu și a proteja sănătatea oamenilor. O altă discuție consistentă cu colegii am avut-o pe tema drumurilor, unde am constatat că sunt bani de atâția ani în acest domeniu, dar instituțiile nu au fost în stare să găsească soluții ca să folosească pentru lucrări de construcție sau reabilitare a drumurilor. Urmează ca guvernul să vină cu o analiză în următoarele zile privind soluțiile care ar permite de a utiliza fondurile externe pe care le avem pentru drumuri și a începe rapid lucrările de reconstrucție a drumurilor. În unele situații s-ar putea să fie nevoie de operat modificări legislative, în altele s-ar putea să fie nevoie, desigur, de concediat anumite persoane care nu-și fac treaba. Cert este că vom face tot ce este necesar pentru a mișca lucrurile în acest domeniu. În continuare, vă voi comunica o decizie luată în ședința de astăzi privind activitatea Parlamentului. Așa cum știți, președintele Republicii Moldova a refuzat, într-un mod total nejustificat, să promulge și a întors în legislativ mai multe legi care vizează domenii importante pentru oameni și anume. Este vorba despre legea cu privire la combaterea terorismului. O altă lege întoarsă de președintele țării este cea privind reforma Academiei de Știință. A fost întoarsă și legea cu privire energetică, care prevedea mai multă independență regulatorului. Președintele a respins și legea etichetelor de masă, o inițiativă care vine să acorde beneficii concrete cetățenilor. Argumentele prin care aceste legi au fost respinse, după părerea noastră, sunt lipsite de substanță, iar consecințele respingerii legilor pot fi doar negative pentru oameni. Noi, în ședința de astăzi, am decis împreună cu colegii să le votăm de urgență din nou, iar apoi să le trimitem pentru a doua oară președintelui țării spre promulgare. Colegii din Parlament analizează posibilitatea de a organiza o ședință de plen specială doar pentru a vota în regim de urgență aceste legi, până la reluarea ședințelor ordinare. Urmează în scurt timp să anunțăm când va avea loc această ședință specială. Tot astăzi, la ședința săptămânală de planificare, am discutat și posibilitatea modificării Constituției, un proiect care se află de mai multe luni în lucru pe interiorul Partidului Democrat. Această inițiativă pornește chiar de la o hotărâre a Curții Constituționale cu numărul 24 din 9 septembrie anul 2014. Prin acea hotărâre, Curtea Constituțională constată că
orientare spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu al identității constituționale a Republicii Moldova. Ținând cont de această decizie, am hotărât să inițiem modificarea Constituției prin introducerea unei referințe care spune clar că orientarea strategică a Republicii Moldova este integrarea europeană. Facem acest lucru pentru că ne dorim ca toată lumea să înțeleagă clar că direcția pe care mergem este integrarea europeană, iar toate instituțiile statului să acționeze doar pe această direcție, indiferent de schimbările politice care au loc în viitor sau de interesele unor sau altor persoane. Vom comunica mai multe detalii legate de această modificare a Constituției pe parcursul desfășurărilor acțiunilor premergătoare, când vor exista, desigur, mai multe consultări pentru a găsi formularea cea mai bună pentru această modificare. Am discutat de asemenea situația apărută săptămâna trecută legată de plecarea soldaților moldoveni la exercițiile militare din Ucraina. Am ajuns să pierdem bani și programe importante care ne-au ajutat să modernizăm forțele armate și asta din cauza unor decizii strict politice și geopolitice ale domnului Dodon, ceea ce este foarte grav. Din acest motiv, am cerut specialiștilor din Partidul Democrat, juriștilor, încă săptămâna trecută, să vină cu soluții legale pentru ca plecarea militarilor în diferite misiuni, aplicații și exerciții militare împreună cu partenerii noștri externi să nu mai depindă de instituția prezidențială. Foarte curând, poate chiar în ședința specială despre care am vorbit, vom veni cu modificări legislative în acest sens. În opinia mea, este absolut inadmisibil modul în care domnul președinte Dodon a ajuns să amenință militarii cu sancțiuni pentru că și-au îndeplinit misiunile. Tot în acest context, am discutat astăzi în ședință și candidatura pentru funcție de ministru al apărării. Și am luat decizia ca astăzi prim-ministrul Republicii Moldova să înainteze președintelui țării numele persoanei care va conduce Ministerul Apărării. Vreau să recunosc că am avut inițial o listă cu 7 candidați, dintre care 3 doamne. În urma consultărilor cu colegii de coaliție, cu colegii de partid, am optat pentru un candidat care să aibă capacitatea de a moderniza Armata Națională, să vină cu viziune managerială și, desigur, să știe să gestioneze politicile Ministerului Apărării. Este vorba despre cel care astăzi deține funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European din Republica Moldova, iar anterior a activat în cadrul Cancelariei Guvernului, ceea ce a permis să înțeleagă în detaliu modul în care funcționează instituțiile statului. Candidatul înaintat de Coaliția de Guvernare este domnul Eugen Sturza. În cazul în care candidatura dumnealui nu va fi acceptată de președintele țării, o spun de pe acum foarte clar că noi vom înainta a doua oară președintelui aceeași candidatură. Nu acceptăm niciun fel de scheme și compromisuri la acest subiect. Nu venim cu un candidat pentru doar a deruta, ca apoi să înaintăm o altă persoană. Cât privește posibilă reacție a șefului statului, noi avem deja o decizie a Curții Constituționale din ianuarie 2017, care spune foarte clar că președintele este obligat să numească o candidatură înaintată în mod repetat. Așa dictează norma constituțională a țării. Iar noi suntem pregătiți să ducem acest proces până la capăt. Și ultimul anunț privind o altă decizie luată în ședința de astăzi a partidului vizează dezbaterele care au avut loc pe tema unei noi legi a ONG-urilor. Dezbateri care au stârnit multe speculații în societate. Ministrul Justiției ne-a prezentat o analiză legată de acest subiect ca să înțelegem mai bine de unde s-au uscat toate aceste speculații. În urma discuțiilor avute, împreună cu colegii de partid, am cerut domnului ministru să anuleze grupul de lucru creat și să oprească orice fel de activitate legată de acest proiect. După cum vedeți, am avut o agendă plină azi la ședința partidului. Urmează o toamnă intensă, plină de acțiuni și, desigur, realizări concrete din partea Partidului Democrat. În continuare, am să rog pe domnul prim-ministru să vă ofere câteva informații legate de evoluția reformei Guvernului,
dar și informații despre efectele negative pe care le are decizia șefului statului de a întoarce cele patru legi. Și desigur că argumentele de ceea ce este legi trebuie revotate de urgență. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare. Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor media. Domnul președinte a adus la cunoștință în linii mari subiectele care au fost discutate la această ședință care o petrecem de obicei marți aici la partid. O să mă refer pe scurt la unele subiecte care au fost prezentate de către mine și am solicitat unele intervenții ale colegilor din majoritatea parlamentară și a colegilor din partidul pe care îl reprezint. În primul rând, cu referire la reforma guvernului, le-am spus colegilor cum merge această reformă. Deja ați fost martorii aprobării în ședință de guvern a noilor regulamente și organigrame a ministerilor. Au rămas din cele 16 ministere 9 prin comasări. De asemenea, acum este în derulare concursul pentru selectarea secretarului general al Guvernului, ulterior al secretarilor adjuncți. De asemenea, am pornit colectarea dosarelor pentru funcția de secretar general al ministerilor, nouă la număr, și pentru funcția de secretar de stat în ministerie. Noi preconizăm că acest exercițiu să fie finalizat în timp de o lună, maximum o lună și jumătate. În continuare, lucrăm asupra reformării agențiilor guvernamentale. De fapt, ați văzut deja crearea Agenției pentru Servicii Publice. În continuare, vom merge cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, de fapt, care deja se află în reformare, pentru că o lege în acest sens a fost aprobată. Urmează să venim cu reforma Casei Naționale pentru Asigurări Sociale și cu celelalte agenții. Astăzi, din cei 2053 angajați în administrația publică centrală, vorbesc aici de ministerie, în primul rând, vor rămâne să activeze în continuare 1158 de persoane. Astfel vor crește și salariile pentru funcționarii care muncesc în ministerie, dar este foarte important încă o dată să scot în evidență că această reformă a fost pornită pentru a crea instituții puternice ale statului. Un stat se poate dezvolta atunci când este fundamentat pe instituții puternice. Un alt subiect cu care am venit la această ședință, am informat colegii și am venit cu solicitări, este vorba de legile care au fost aprobate de către Parlament până la sfârșitul sesiunii și au fost transmise președintelui, dar președintele țării nu le-a promulgat și le-a întors înapoi Parlamentul. Este vorba de niște legi foarte importante din punctul meu de vedere. În primul rând, legea care modifică codul educației și codul pentru știință și inovare. Îmi pare rău că această lege a fost întoarsă înapoi de către președinte, pentru că nu a făcut altceva decât să frâneze reforma în acest sector, iată, pe toată perioada verii. Cu părere de rău, cunoașteți că urmează să comasăm trei instituții în domeniul educației și cercetării și acest lucru trebuia deja făcut, urmează să fie făcut după ce va fi aprobată această lege iarăși de către Parlament și promulgată, dar și despre distribuirea alocațiilor pentru cercetare. În urma acestei reforme, practic, bugetul pentru cercetare se va dubla. O altă lege este cea cu privire la tichetele de masă, o lege mult așteptată de către cetățenii Republicii Moldova și, cu părere de rău, nu a putut fi pusă în aplicare, iarăși din cauza nepromulgării. Această lege vine să ofere un confort și un sprijin direct pentru salariați și este o formulă de a micșora povara fiscală în același timp pentru angajatori. Un alt proiect de lege sau o altă lege
la care țin foarte mult și colegii din guvern au muncit aproape un an de zile, sunt modificările la codul muncii. Aceste modificări au fost elaborate împreună cu mediul de afaceri, au fost consultate și cu cei de la sindicate și cu toții sunt în așteptarea intrării în vigoare acestor modificări, care vor duce la reducerea birocrației, care vor duce la flexibilizarea contractelor de muncă, dar și multe, multe alte modificări foarte importante și așteptate de către mediul de afaceri. De aceea am rugat colegii din Parlament cât mai repede posibil să se întrunească într-o ședință specială a Parlamentului, să revoteze aceste legi, astfel încât să le punem cât mai repede în aplicare. Pentru că aceste nepromulgări costă Moldova până la urmă, înseamnă bani pierduți, timp pierdut, spor de productivitate nerealizat și greutăți în implementarea acordului de asociere, pentru că nu v-am spus încă de un proiect de lege foarte important, legea cu privire la energetică. Este o restanță în aplicarea acordului de asociere, dar nu numai, este o lege foarte importantă care vine să fortifice și să dea mai multă independență Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Și, pe final, un subiect destul de important, din punctul meu de vedere, un subiect care a fost pus în discuție în spațiul mediatic în ultima săptămână, este vorba de participarea Armatei Naționale la aplicațiile militare de peste hotare. Ați fost martorii acestui, eu știu, conflict din punctul meu de vedere între guvern și președinte și desigur că astfel nu poate continua mai departe. Eu am zis și cu alte ocazii, guvernul prin lege are responsabilitatea să asigure capabilitatea Armatei Naționale și vă asigur că noi vom face acest lucru. Pentru mine personal nu este clar acest refuz de fiecare dată, este a șaselea la număr din timpul când președintele țării a fost inaugurat. Ori ce se întâmplă? Neparticiparea în aplicații militare, la exerciții militare, înseamnă slăbirea Armatei Naționale. Eu nu pot înțelege logica acestor acțiuni, pentru că președintele țării este și comandantul suprem. Eu cu greu îmi închipui un comandant suprem care își dorește o armată slabă. De aceea nu o să continui aceste gânduri, dar desigur că ele mă duc uneori absolut în altă dimensiune. Am rugat colegii din Parlament împreună cu Ministerul Justiției să găsească formula potrivită pentru a veni cu modificări la legea cu privire la apărare, astfel încât, așa precum se cuvine într-o țară parlamentară, aceste decizii să fie asumate de către guvern și Parlament. Vă spuneam că această soluție este una necesară pentru a nu continua în asemenea mod cum a fost până acum și a nu pune în situații dificile militare care nu fac altceva decât servesc Republicii Moldova. În același timp, guvernul este pregătit să preia aceste atribuții imediat ce Parlamentul va face modificările legislative despre care v-am vorbit. Astea au fost subiectele cele mai importante. Dacă sunt întrebări la mine, vă rog. Nu pot să vin cu estimări nemijlocit, dar neimplementarea și nerealizarea reformelor costă în general Republica Moldova. Vă spuneam doar să fac referință despre modificările la codul educației și științei și inovării. Pentru că această reformă duce la schimbarea, dacă vreți, fundamentală a finanțării cercetării în Republica Moldova. În sistemul care a fost până acum, jumătate din bani se cheltuia pentru mentenanță, pentru servicii, pentru nu știu ce altceva,
dar nu erau orientați toți pentru cercetători. În formula nouă, acest buget va fi dublat, practic, pentru că vom avea mai puțină grijă de administrare clădirilor și infrastructurii, așa cum o făcea Academia de Științe, dar vom orienta acești bani nemijlocit pentru cei care se ocupă de cercetare. Și multe altele, pentru că și codul muncii costă, este o problemă acută pentru Republica Moldova, o problemă pe care o discutam și veneam și eu cu aceste inițiative atunci când lucram în mediul de afaceri. Toți acești ani, din punctul meu de vedere, au avut de suferit. Și în discuțiile cu sindicatele chiar le spuneam că această împotrivire, de fapt, face mai rău angajaților. Pentru că noi trebuie puțin să liberalizăm această piață a muncii și să nu impunem atâtea bariere birocratice și să constrângem mediul de afaceri. A fost multă muncă depusă, a fost mult efort de comun acord pe platforma Consiliului Economic, de comun acord cu patronatele, în discuții, desigur că mai aprinse au fost atrase și sindicatele, dar până la urmă a fost identificată această formulă, care nu va face altceva decât să dea încă un impuls pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Da, un subiect foarte important încă despre care nu am vorbit, desigur că este înaintarea numirii în funcție a ministrului apărării. Prea mult timp a fost tergiversată această situație la noi, dar așa a fost conjunctura respectivă. Astăzi am venit cu această propunere, am înaintat pentru această funcție pe domnul Eugen Sturza, care din punctul nostru de vedere răspunde exigențelor și astăzi deja va fi înaintată această candidatură președintelui țării spre aprobare. Dacă totuși vor fi operate modificări de la legea apărării, ar însemna că dumneavoastră veți deveni mandatul suprem al armatei. Eu vă rog să nu anticipați și să nu speculați în acest sens, pentru că este un subiect destul de sensibil. Eu am vorbit despre deblocarea situației de participare a Armatei Naționale la aplicații și exerciții militare. Și atât. O să vedeți în curând acest proiect de lege care va fi elaborat și înaintat, înregistrat de către colegii mei și atunci o să înțelegeți cu totul de fapt că nu se întâmplă absolut nimic drastic decât să clarificăm niște situații pentru viitor, să nu intrăm în asemenea blocaje pe cum au fost. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit în acest nou format Publica TV în care ne propunem să fim mai aproape de voi și să vă oferim știrile la minut chiar. La această oră suntem în platou cu analistul media, domnul Cristian Tabăr, realizator Fabrica, și discutăm despre aceste decizii luate astăzi în ședința săptămânală a Partidului de Guvernământ, Partidul Democrat, referitor la subiectele care solicită astăzi o soluție în societate. Domnule Tabără, s-au discutat mai multe probleme. Care ar fi cea mai importantă pe care actuala guvernare o pune pe tapet societății? În opinia mea, cel puțin, cea mai importantă pare a fi acea modificare, inițiativă de modificare a Constituției, prin intermediul căreia să fie introdus ca obiectiv strategic pentru Republica Moldova realizarea integrării europene, mai presus de posibilă alternanță la guvernare care rezultă dintr-un exercițiu democratic al alegerilor și poate mai presus de diversele categorii de ambiții, viziuni sau subiectivisme, să spunem, de tip geopolitic. Cred că este o chestiune îndrăzneață, dar absolut necesară, pentru că evoluția fiecărei țări depinde de capacitatea de a menține un proiect în funcție și de a-l dezvolta indiferent de posibilele, hai să spunem așa, bulversări. Pentru că
s-a creat în permanență impresia că pentru Republica Moldova există o opțiune de tip ori-ori. Ori către Europa, ori către zona de influență a Federației Ruse și construcțiile geopolitico-economice. În realitate nu este vorba despre asta. Subiectul este fals. Chiar dacă, cred eu, în Constituția Republicii Moldova ar fi introdus acest obiectiv strategic, asta nu înseamnă întoarcerea spatului definitiv către Federația Rusă, ruperea oricălor relații și așa mai departe. Și nici nu cred că ar atrage din partea Federației Rusă niște reacții dramatice pe care Republica Moldova să le resimtă în cine știe ce dimensiune distructivă. Da, s-a vorbit de mai multe ori despre acest vector care probabil ar trebui să fie luat printr-un referendum. Cel puțin au existat așa voci care au chemat de mai multe ori publicul la urne pentru a se expune. Iată că de data aceasta o guvernare își dorește să pună clar în Constituție acest drum pe care urmează să-l parcurgă Republica Moldova. Cât de democratic este acest, să zic așa, procedeu? În măsura în care guvernarea însă și este rezultatul unui proces democratic, consecințele, acțiunile și consecințele acțiunilor guvernării respective fac parte din totalitatea exercițiului democratic. Trebuie să nu confundăm exercițiul democratic cu unanimitatea. În momentul în care se formează o echipă guvernamentală, în momentul în care are loc un exercițiu electoral, indiferent cu privire la cine este el, adică la parlament, la președinte, o parte a populației rămâne oarecum nesatisfăcută. Participarea ei la exercițiul democratic constă în faptul că și-a exprimat votul. Rezultatul votului, la rândul său, este un rezultat democratic. Bună oară, noi asistăm acum Republica Moldova la două rezultate, să spunem așa, democratice, oarecum contradictorii, pentru că așa a decis domnul Dodon să-și exercite mandatul, un președinte cu o anumită viziune, respectiv rezultat în urma alegerilor, așa după cum poporul și-a dorit să-și aleagă direct președintele, respectiv un guvern și un parlament care văd lucrurile diferit. Și, bineînțeles, două grupe de susținători pentru fiecare dintre cele două părți, să spunem așa. Așa arată exercițiul democratic. El s-a întâmplat deja. Al răstălmăci și a invoca în permanență voința poporului exprimată nu știu cum, asta deja ține de trucurile, dacă doriți, vieții politice, de abilitatea politicienilor de a manipula. Dar democrația în sine este instaurată. Ea însă, evident, nu e neapărat mulțumitoare sau satisfăcătoare pentru toți. Tocmai în asta constă democrația. Diferența dintre democrație și dictatură este acea apropiere de unanimitate absolută. Știți bine că în toate teoriile politice, tot ce se apropie, să spunem, de unanimitate de 70-80% într-un proces așa zis democratic, deja atrage semnale de alarmă. Pentru că vorbiți despre procedură, aș vrea acum să luăm legătura cu domnul Vitalie Gămurare, expert în drept internațional. Domnule Gămurare, bună ziua, dacă ne auziți. Bună ziua, da, vă aud. Spuneți-ne, vă rog, care ar trebui să fie procedura pe care trebuie să o respecte guvernarea atunci când urmează să introducă în Constituție un vector clar stabilit de legea supremă, parcursul european? No, în primul rând, trebuie să reșim din faptul că aceasta este o procedură de durată, asta e unul, și doi, este un caz specific pentru Republica Moldova, din simplu vă aduc exemple de ce, explicațiile. Dacă statele Europei de Est și Europei Centrale au o altă posibilitate, deci au partidele politice s-au întrunit și au declarat foarte clar care este viitorul statului, atunci Republica Moldova se află într-o situație un pic neplăcută. Un alt moment este că dreptul constituțional, așa cum se încearcă să-l interpreteze cei care nu sunt constituționaliști, care strict se uită ce ar fi trebuit să fie introdus în Constituție, asta este privit ca un bloc constituțional. De aici asta a făcut referință și Curtea Constituțională atunci când a adoptat hotărârea cea în 2014 referitor la acordul de asociere. Deci, în contextul respectiv, evident că procedura este de durată, aici va fi interesant să vedem și care este poziția partidilor care se declară partide pro-europene și care sunt actualmente în opoziția Partidului Democrat, fiindcă nu pot să zic o explicație că iarăși este un joc politic făcut într-un sens populist sau nu mai știu ce, în contextul în care Republica Moldova are obligațiuni foarte clare exprese pe plan internațional în baza acordului de asociere, neexecutarea căruia poate impune răspunderea din punct de vedere dreptului internațional, și atunci acesta ar fi un răspuns foarte clar, introdus în Constituție, bazat pe hotărârea Curții Constituționale, care nu se discută, dar se execută. Despre asta cunoaștem foarte bine. Deci, procedura este, înțeleg, conform Constituției, atunci când vine vorba despre revizuirea Constituției, sau cum se va numi acest procedeu? Deci este o modificare care necesită un număr
un număr destul de mare de deputați, deci nu este o introducere simplă. Și atunci aici vorbesc că se va vedea foarte clar, fiindcă nu știu de ce, dar mi se pare evident că Partidul Socialiștilor va fi împotriva și atunci numărul celor de deputați care vine să fie, că vor fi și discuții, vor fi mese rotunde organizate, interpretări, inclusiv consultații cu experții în drept constituțional, în drept internațional, consultații cu experții din străinătate. Noi nu suntem primii, am vorbit că noi suntem într-o oarecă măsură într-o situație specifică, însă este hotărârea practică Lituaniei. Curtea Constituțională Lituaniei la fel s-a referit la aceea că poziția respectivă, că vectorul european este unul strategic pentru statul respectiv. Deci asta și în cazul Republicii Moldova. Propunerea se face din partea unui grup de deputați, după care se începe examinarea în Parlament și votarea care presupune un număr de deputați care trebuie să voteze. Deci, am spus, procedura nu este simplă, dar este și o încercare de a vedea cine și, într-adevăr, ce își dorește pentru Republica Moldova. Cam cât poate dura punerea în practică a acestei inițiative, domnule Gămurari? Poate dura jumătate de an, poate dura și până la un an de zile, fiindcă am mai spus și noi, am văzut care a fost practica până acum a Partidului Democrat, când orice chestiune sensibilă și destul de importantă pentru societate este discutată. Noi am văzut așa a fost cu votul uninominal, după aceea cu votul mixt, și aceeași procedură și acum, ca să nu fie partidul învinuit de un oarecare șantaj, să nu mai știu ce poate fi inventat. Deci, dar este o procedură de durată. Deci eu nu mă aștept mai devreme de jumătate de an ca această modificare să aibă loc. Deci înțelegem că este și un test pentru întreaga clasă politică, cel puțin cea prezentată în Parlament. Asta și m-am referit, fiindcă dacă inițiativa Partidului Democrat, în mod evident, mi se pare că va fi susținută de deputații Partidului Democrat, atunci mi-este interesantă, și probabil că și din coaliție, mi-ar fi interesantă care ar fi fost argumentele să nu susțină această inițiativă partidele care sunt în opoziția Partidului Democrat sau coaliția actuală, dar care se declară foarte clar că sunt partide pro-europene. Deci nu le dau numele, toată lumea le cunoaște. Și atunci asta va fi și un test inclusiv în fața propriilor alegători, în contextul în care în 2008, deci deja practic noi am intrat, dar intrăm grabă în campanie electorală, chiar dacă încă nu este declarată. Domnule Gămurari, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații pe marginea unei inițiative lansate astăzi în cadrul ședinței săptămânale a Partidului de Guvernământ, Partidul Democrat, care se referă la modificarea Constituției Republicii Moldova și introducerea unei stipulări care să prevadă expres parcursul european pe care și-l asumă Republica Moldova. Discutăm și despre experiența țării vecine, țării dumneavoastră de baștină, domnule Tabără. Cum a procedat România? Pentru că și acolo e vorba despre o înțelegere care nu a avut loc în Parlament, dar la Snagov, atunci când întreaga clasă politică din România a subsemnat pentru acest deziderat. Într-adevăr, e vorba despre un pact politic care a reușit să treacă peste diferențele de ideologie, de doctrină, de afilieri, de simpatii, de orientare etnică, pentru că la acest proiect au participat, de exemplu, și partidul care la vremea respectivă era unicul partid care reprezenta minoritatea maghiară, de exemplu, din România, cea mai reprezentativă și mai vocală în continuare. Aici a fost marele câștig al României. Nu a avut nevoie de asemenea bătălii politice și nu a avut nevoie de intervenția Curții Constituționale sau de bătălia pe care s-o ducă un partid aflat la guvernare, chiar cu președintele țării la un moment dat, care, iată, este și președinte, dar este și comandant suprem al armatei și informal rămâne liderul și mentorul partidului din care provine, adică Partidul Socialiștilor, și care are o cu totul altă viziune despre ce ar însemna orientarea geopolitică și parcursul geopolitic al Republicii Moldova. România aici cel puțin a avut un imens avantaj. Două subiecte nu au constituit subiect de dispută de acest nivel, de asemenea învergură și cu asemenea mijloace. Adică e vorba despre integrarea în Uniunea Europeană, respectiv integrarea în NATO. În cazul Republicii Moldova, din nefericire, ambele chestiuni, adică și cel ce ține de orientarea geopolitică și cel ce ține de neutralitate cu impact asupra activității armate, reprezintă subiecte pe care chiar președintele țării le transformă în instrumente de război politic și de capitalizare politică. Probabil în avanpremiera, să spunem așa, alegerilor de anul viitor, alegerilor parlamentare. Deci intrăm într-un an electoral. Să însemne asta primul semnal să ne pregătim de o campanie electorală în care, iată, se vor discuta probleme importante pentru societatea Republicii Moldova. Cât de, să zic așa,
mult poate să coaguleze societatea această inițiativă a Partidului Democrat în jurul acestor valori europene? În ce privește populația care dorește integrarea în Uniunea Europeană, pe de-o parte, și pe de altă parte și partidele declarat pro-europene, din care unele fac opoziție, chiar Partidului Democrat aflat la guvernare acum, în mod logic ar trebui să producă o coagulare, cel puțin pe aceste și chiar pe această zonă. Da, domnule Tabără, o paranteză, mai avut inițiative lansate de Partidul Democrat bune, care erau așteptate, ca până la urmă întreaga societate sau partidele de opoziție să facă praf. Din păcate... Pentru că a fost lansat de Partidul Democrat. Exact, asta vreau să spun. Din păcate, există această atitudine, aș îndrăzi să o numesc irresponsabilă, a unora dintre liderii politici ai Republicii Moldova, care pun mai presus interesele personale de grup sau de partid, intereselor majore ale societății moldovenești. Și mă întorc la întrebarea noastră anterioară, și anume felul în care lucrurile au fost tranșate în România. Acolo, această irresponsabilitate nu s-a manifestat. Deși în continuare, de exemplu, partidele care reprezintă pe maghiari au o anumită viziune, să spunem, cu privire la anul 1918, implicațiile sale cu privire la România, ieșirea din componența Imperiului Austro-Ungar a Transilvaniei, toate subiectele acestea care vor reapărea pe tapet în curând în disputele politice românești și vor fi subiect de capitalizare politică, dar la momentul acela au fost lăsate deoparte, toată lumea a sprijinit. Acum, paradoxal, inclusiv unii dintre cei care se declară europeni sau pro-europeni în Republica Moldova, la nivel de partide sau de lideri politici, acționează împotriva colegilor de ideologie, să spunem așa, și de viziune. Eu sper ca măcar de data aceasta să nu se mai întâmple așa ceva, pentru că nu e benefic. Asemenea fragmentare, deși se vorbește despre aceeași viziune, nu face altceva decât să ofere adversarilor politici muniția de care au nevoie. Discutăm acum și cu domnul Nicolae Osmochescu, expert în drept constituțional. Domnule Osmochescu, bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, cum ați primit această știre despre o nouă încercare de modificare a Constituției, de data aceasta prin stipularea clară a parcursului european pe care și-l asumă Republica Moldova? Cu satisfacție. Alo? Da, vă aud, înțeleg, cu satisfacție. Ce stă în spatele acestei satisfacții? Aceste satisfacții sunt motivate prin următoarele. Introducerea unei modificări în Constituție privind cursul strategic, obiectivul strategic al Republicii Moldova ca integrare în Uniunea Europeană se discută în cercurile politice începând din 2005. Aș aminti în acest caz că în Comisia pentru elaborarea unui nou proiect de Constituție sau revizuirea Constituției în vigoare, care a fost creată în 2010, noi, în una din variantele proiectului, am introdus un capitol special care privea acest obiectiv strategic de integrare europeană. Însă, atunci a fost sabotat, dar nu s-a ajuns până la modificarea Constituției. Acum, propunerea de a modifica, nu de a revizui, dar de modifica, de a completa Constituția cu un bloc care prevede obiectivul strategic integrarea europeană a Republicii Moldova, este unul binevenit, unul necesar. Și din următorul motiv, noi am semnat, am ratificat, am implementat și realizăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care este o fază care în fond trebuie să aducă la aderarea la Uniunea Europeană. Iată asta ce aici privește modificarea Constituției. Este un lucru absolut necesar în opinia și în convingerea mea. Spuneți-ne, vă rog, domnule Osmochescu, câți deputați ar trebui să susțină ca să vedem și noi dacă această idee va avea sprijin în Parlament? Pentru modificarea Constituției este necesară adoptarea unei legi constituționale cu avizul respectiv prealabil al Curții Constituționale și așa mai departe. Este nevoie de 2/3 de deputați aleși. Asta este majoritatea constituțională de care Parlamentul la momentul actual, așa cum înțeleg eu
raportul de forță în Parlament dispune fără dor și poate de aceste două treimi. Deci 67 de deputați ar trebui să se adune. Da. O să discutăm și dacă există acest număr astăzi în Parlament care ar veni să susțină, dar până atunci, dacă îmi permiteți, domnule Osmochescu, o paranteză legată și de decizia pe care a luat-o astăzi Partidul Democrat de a introduce stipulări clare în legislația națională în ceea ce privește participarea soldaților moldoveni la diferite exerciții militare în afară. Unde ar trebui să se introducă această modificare pentru a limpezi apele care, iată, au fost tulburate în ultimul timp de președinție? Ele pot fi introduse în două acte legislative. Pot fi introduse însăși în Constituție. Doi, pot fi introduse în legea privind forțele armate ale Republicii Moldova. Dar în orice variantă, eu am considerat și consider că participarea unui contingent restrâns, limitat la număr, așa cum este în realitate, la diferite exerciții și aplicații, inclusiv internaționale, ce țin de perfecționarea cadrelor militare, de perfecționarea tactică și strategică a acestui detașament, este o obligație a Republicii Moldova, stipulată inclusiv în Carta ONU, pentru că ele, aceste contingente, aceste forțe, sunt pregătite pentru a avea posibilitatea la orice moment să fie utilizate de ONU în calitate sau de alte organizații internaționale la care facem parte, în calitate de forțe multinaționale pentru menținerea sau restabilirea păcii. Și atunci ce rol își rezervă Comandantul Suprem? Comandantul Suprem își rezervă mai mult funcții protocolare, ca și în momentul actual. El are mai mult funcții protocolare și de confirmarea în grade superioare militare decât de a conduce efectiv forțele militare în ceea ce ține de tactică și strategie. Pentru asta este responsabil în mod direct statul major al forțelor armate. Deci actualul cadru legislativ până la urmă permite participarea militarilor moldoveni la diferite exerciții sau instruiri militare în afara țării, fără, să zic așa, acordul Comandantului Suprem. Eu nu numai că consider că permite, dar este necesar de făcut aceste lucruri și fără niciun fel de acord a Comandantului Suprem, dat fiind faptul că asta este un angajament internațional pe care Republica Moldova trebuie să-l onoreze. Atât. Ca să revenim acum la modificările Constituției legate de introducerea vectorului european drept principal obiectiv al țării noastre în acest document suprem. Cam când credeți că această inițiativă a Partidului Democrat, domnule Osmochescu, va căpăta un contur clar și chiar va ajunge să fie votată de către deputați? De cât timp avem nevoie pentru această modificare? Reieșind din termenii procesuali prevăzuți de Constituție, de legea cu privire la Curtea Constituțională, de la 6 luni din momentul înregistrării în sus, eu cred că în timp de un an, dar mai puțin, în timp de 8 luni, se poate de soluționat această problemă frumos, fără niciun fel de isterie, fără niciun fel de grabă, ca toți să înțeleagă că asta este un pas necesar și pentru binele tuturor. Domnule Osmochescu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste opinii pe marginea unei decizii luate astăzi la ședința săptămânală a Partidului Democrat, cea care se referă la modificarea Constituției și introducerea unui capitol ce se referă la
parcursul european pe care și-l asumă Republica Moldova și pe care îl va urmări în continuare. Revenim la invitatul din platou de la această oră, domnul Cristian Tabăr, realizatorul emisiunii Fabrica de la Publica TV. Cât de pregătită este clasa politică? Acum înțelegem din punct de vedere al procedurii, lucrurile stau simplu. Clasa politică, acum vorbeam ceva mai devreme înainte de a lua legătura cu domnul Smochescu, pentru că unii vor băga strâmbe, doar că ideea aceasta nu le-a venit lor. Pe de o parte și pe de altă parte vor fi și ceilalți care își vor urma propria agendă politică în totală contradicție, după cum se vede, cu ideea vectorului european și cu acest proiect respectiv, de exemplu cu participarea, felul în care Armata Moldovei poate sau nu poate să participe la misiuni, operațiuni sau exerciții militare în afara țării. Mă tem de faptul că, de exemplu, în rândul celor care declară un vector pro-european, există suficiente persoane care acționează fie cu ipocrizie, fie cu fariseism, fie în virtutea unor comenzi, fie în virtutea unor interese personale și nu vor înțelege să treacă peste ele pentru a face acest gest considerat de către toate și chiarul de centru-dreapta, să spunem, necesar și vital pentru Republica Moldova, inclusiv din perspectiva angajamentelor asumate deja de Republica Moldova prin acorduri, cum ar fi cel de asociere și liber schimb. Iar în ce îi privește pe ceilalți cu orientare estică, acolo, chiar dacă putem vorbi despre maturitate politică sau alte asemenea aprecieri, vom observa o combinație probabil de șiretenie și supunere față de alte comenzi care vin din altă parte. Se creează în continuare impresia, de exemplu, că în statutul de neutralitate al Republicii Moldova ar interzice categoric militarilor moldoveni să participe în stânga sau în dreapta în operațiuni, exerciții, misiuni și așa mai departe. Când în realitate, tocmai am aflat și de la domnul Osmochescu, nu numai că nu e așa, nici în spiritul Constituției nu se spune asta și dimpotrivă, în prezența Republicii Moldova în diverse organisme internaționale, cum ar fi ONU, se poate întâmpla și se întâmplă ca soldații moldoveni să participe în diverse operațiuni. Amintesc că există soldați moldoveni în Kosovo și pe domnul Dodon până de curând asta nu l-a deranjat. Îl deranjează însă că ei probabil se duc în Ucraina, acolo unde un exercițiu se derulează începând de astăzi cu participarea 15 sau 16 state, nu mai știu exact, printre care și Republica Moldova, poate că pe dânsul deranjează că acest exercițiu ucrainean este în paralel cu Zapadul care se desfășoară în Belarus. Ori aici, eu cred că domnul președinte ar trebui să fie atent la interesele Republicii Moldova, nu la o altă categorie de interese. Armata Moldovei n-ar trebui să devină un subiect de ping-pong politic. Există niște lucruri clar statutate și stabilite. Și de ce s-a condus atunci președintele dincolo de aceste viziuni ale lui pro-estice? Mă tem că viziunile dânsului pro-estice nu au prea multă libertate de exprimare. După cum vedem, domnia sa declară în stânga și în dreapta că nu va face nimic, nu va promulga niciun proiect legislativ care contravine Federației Ruse. Stau și mă întreb până la urmă, interesele cui le apără în calitate de președintele Republicii Moldova, domnul Dodon? Și în calitate de comandant suprem al armatei, mai apare o întrebare. Până la urmă, comandantul suprem al armatei cui se supune? Pentru că el nu poate să facă nimic de capul lui în niciun stat. Și el se supune cuiva. Chiar dacă îi are prin cumul, de exemplu, funcția de președinte a Republicii Moldova, dar într-o republică parlamentară. Și atunci se cumulează mai multe categorii de factori pe care trebuie să iei în calcul. Până la urmă, ce faci în calitate de comandant suprem? Care sunt limitele prerogativelor tale? Care sunt interesele țării? Care sunt interesele armatei? Bine s-a spus aici, ce președinte sau ce comandant suprem al armatei își dorește o armată slabă, izolată, incapabilă să reacționeze la nimic și neadusă la zi și necunoscând măcar la nivel de exerciții cum acționează alte armate. Cine poate spune mâine, de exemplu, poi mâine, metaforic vorbind, care ar putea fi rolul armatei în apărarea Republicii Moldova și împotriva cui sau alături de cine ar trebui să lupte ea? Și atunci chiar trebuie să fie rupt așa de lume și să nu cunoască nimic, să stea doar aici să spună noi suntem neutri, mici, cu minți, lăsați-ne în pace. Cum mai rămâne atunci cu neutralitatea în situația când, iată, vom avea lege stabilită clar acest parcurs? Și cum schimbă această modificare situația pe teren? Să nu ne temem aici, domnule Tabără, că iarăși venim cu modificări în legislație, iarăși o să spunem că avem cea mai bună Constituție care, iată, prevede și stabilește un parcurs clar, dar din punct de vedere al punerii în practice, mai șchiopătăm sau chiar ne uităm peste gard în direcția opusă.
Moldova are exemple la îndemână pe care trebuie să le studieze, nu trebuie să le copieze orbește și trebuie să le aplice la nevoile ei. Ideea de neutralitate nu presupune sub nicio formă incapacitatea armatei unui stat neutru de a relaționa cu altă armată sau de a participa la operațiuni, misiuni sau exerciții. Ea presupune doar că statul respectiv nu se aliniază vreunui bloc militar, dar asta nu înseamnă că nu își urmărește interesele punctuale, inclusiv pe cale militară, în anumite situații. Și că nu își asumă obligații internaționale care revin din participarea, asocierea la anumite organizații sau acorduri internaționale. Lumea se poate uita către Austria, se poate uita către Elveția sau către Suedia, aici foarte aproape, la nivel european. Țări care fac sau nu fac parte, de exemplu, din Uniunea Europeană, fac sau nu fac parte din NATO, sunt sau nu sunt neutre, sau studiază sau încearcă să revizuiască ideea de neutralitate. Ideea de neutralitate în Republica Moldova este în permanență prezentată ca o garanție a faptului că Republica Moldova va rămâne în siguranță și lăsată în pace. În realitate, din nefericire pentru Moldova... Dar această garanție nu este recunoscută de nimeni. Exact. În realitate, asta nu e recunoscută de nimeni și, pe de altă parte, cum mai funcționează garanțiile în spațiul imediat vecin Republicii Moldova, când Federația Rusă era garantul pentru Ucraina? În schimbul acestei garanții, Ucraina trebuia să renunțe la arsenalul nuclear și iată că acum Federația Rusă ia Crimea, susține Donbasul, încearcă să manevreze lucrurile în funcție de propriile interese în detrimentul Ucrainei. Despre care garanții vorbim și despre care fel de a-ți apăra și urmări interesele? Inclusiv Republica Moldova sau mai ales Republica Moldova trebuie să gândească foarte bine la această situație. Unii spun că acest ping-pong între președinție și guvern nu ar fi avut loc dacă ar fi existat un ministru al apărării care să vină și să ia decizia și să vină în fața societății cu explicații de ce trebuie să meargă militarii moldoveni la aceste exerciții militare din Ucraina. Iată că s-a aflat că vom avea sau nu vom avea un ministru al apărării până în seară, că guvernul este gata să meargă cu numele la președinție. Și guvernul, pe de altă parte, a mai spus un lucru, respectiv propunerea va fi susținută în mod repetat, tocmai pentru ca această propunere a coaliției de la guvernare, să spunem, să fie considerată una veridică și nu un truc. Pentru că știm că președintele poate să refuze odată. Dacă îi se înaintează a doua oară, nu are de ales, trebuie să, așa spune legea în Republica Moldova, trebuie să accepte propunerea. Întrebarea este dacă președintele respinge, cu ce argumente respinge. Dacă argumentele sale frizează iarăși vreun interes geopolitic, atunci din nou președintele Dodon se pune într-o situație criticabilă. Respectiv, arată încă o dată că ar dori mai degrabă prelungirea unei crize sau poate că ar dori pe altcineva la acel minister care să fie mai fidel altor viziuni și interese. Dar președintele nu ar trebui să amestece în această problemă. Nu cu argumente geopolitice, nu cu argumentele unor interese de partid. Din păcate, domnul Dodon lasă deja clar, mai mult decât clar de înțeles, arată destul de clar că va urma o anumită linie. Da, nu ne putem trezi în situația, domnule Tabără, când guvernul a vrut să rezolve această problemă, dar, din păcate, și-a mai întins o cursă pe care președintele o va utiliza și ne vom trezi iarăși cu un ping-pong între președinție și executiv. Nu poate dura mult acest ping-pong pentru că prevederile legislative și procedurale spun foarte clar cum va arăta. Poate să respingă prima propunere, trebuie să o ia în discuție pe a doua. Dacă a doua este identică cu prima, atunci, dacă nu se întâmplă, nu știu ce abatere este din comun... Lucrurile la fel de simplu și clar au fost și cu participarea militarilor moldoveni în Ucraina. Dar ei sunt acolo. Ei sunt acolo, exact. Până la urmă s-a întâmplat așa cum a decis guvernul. Exact, exact. Pentru că, până la urmă, Republica Moldova este o republică parlamentară, iar executivul acestei republici parlamentare, adică acest guvern, execută lucrurile. Și de ce atunci președintele își rezervă acest rol de, suburban vorbind, Gigi Contra? Pentru că domnia sa, din păcate, arată de două lucruri clare. Odată, că este reprezentantul unei anumite viziuni și un anumit vector geopolitic, pentru care se duce constant și e inspirația de la Moscova, pe de-o parte și pe de-altă parte lucrează în continuare drept locomotivă de imagine pentru PSRM, pe care îl susține de pe acum și care îi creează prin toată această joacă, tot acest joc de Gigi Contra, cum spuneți dumneavoastră, un capital în ochii propriului electorat. A început, într-adevăr, bătălia electorală, iar PSRM dorește cu orice preț ca la anul să aibă majoritatea absolută
Iar președintele Dodon face tot ce poate, abătându-se la orice fel de norme și prerogative ale statutului său, încercând să-și lăgească prerogativele, agitând spiritele, creând teme false, rezolvând ceea ce nimeni nu i-a cerut să rezolve, sau poate i s-a cerut în altă parte, dar nu în interiorul Moldovei. Dacă ne uităm la sondaje, toate aceste frământări îl mențin totuși în topul celor mai importanți oameni politici ai țării. Populația însă și-a arătat că este împărțită și împărțirea este sensibil egală, ca procente, între cei doi vectori, între diversele categorii de opțiuni. Și poate tocmai de asta domnul Dodon este atât de activ, constatând că, într-un fel sau altul, încă mai are priză la public cu anumite categorii de acțiuni. Însă nu garantează nimeni faptul că publicul va rămâne orb până la capăt. Pentru că de exemplu, oamenii dau semne că încep să înțeleagă că o anumită liniște și un anumit paradis iluzoriu spre răsărit nu prea există. Adică, dacă ne uităm la ce se întâmplă, e adevărat că îi luăm în calcul și pe aceia care se lasă în permanență spălați pe creier de propaganda deosebit bine împachetată a unora dintre posturile de televiziune rusești, și ei poate că vor rămâne unilateral, să nu spun orb, dar unilateral orientați până la capăt, dar alții încetul cu încetul se vor trezi și vor înțelege. Și vor înțelege poate și prin conștientizarea unor beneficii directe ale politicii actualei guvernări, ale unor beneficii directe pe care le-ar putea avea dacă traversează Prutul și se duc spre vest și văd totuși cum arată lucrurile și după aia se duc spre est și văd cum arată lucrurile. Comparații simple și experiențe directe s-ar putea să ajute pe oameni. Discutăm acum și cu vicedirectorul Institutului de Cercetări Politice și Juridice din cadrul Academiei de Științe, domnul Victor Juc. Domnule Juc, bună ziua, dacă ne auziți. Bună ziua, da, desigur. Spuneți-ne, vă rog, cum apreciați dumneavoastră această inițiativă a Partidului Democrat de a modifica Constituția și a stabili acolo, a bate în cuie, putem vorbi, acest drum european pe care și-l asumă Republica Moldova? Inițiativa este de apreciat și reflectă tentativa guvernării de a transforma cursul de integrare europeană a Republicii Moldova în unul irreversibil, dat fiind că Republica Moldova permanent se află în fața unei alternative geopolitice, spre deosebire de alte țări, cum ar fi România. Și în funcție de coloratura politică a guvernării, prioritatea strategică devine sau estul sau vestul, deși în concepția politicii externe a Republicii Moldova din 1995, prioritatea strategică este declarată integrarea în cadrul Comunității Statelor Independente. Iar în decretul prezidențial din 13 noiembrie 2002, prioritatea strategică este declarată integrarea europeană. Eu salut această idee, dar în același timp există riscul că chiar dacă această stipulare va deveni un obiectiv constituțional, riscul totuși există ca acest obiectiv să nu fie îndeplinit, nu numai din cauza autorităților Republicii Moldova, dar și din cauza instituțiilor comunitare europene. Într-adevăr, Constituția Republicii Moldova, prin articolul 143, prevede modificarea Constituției printr-o lege constituțională, care urmează să fie votată după 6 luni din data prezentării acestei inițiative. În asemenea caz, eu consider că nu este nevoie de referendum, dat fiind că în practica relațiilor comunitare cu statele membre sau cu statele candidate, un referendum se desfășoară atunci când negocierile pe marginea acquis-ului comunitar deja sunt finalizate și statul candidat a primit invitația de a se integra în cadrul Uniunii Europene. Pe când a pune la referendum actualmente, când se realizează numai un acord de asociere care nu prevede o finalitate politică clară, subliniez, a pune la referendum această problemă, nu este cazul. Deci, să înțeleg că Partidul Democrat a găsit o scurtătură pentru a nu pune în mare dificultate și electoratul, care, urmărind sondajele, acum cam e jumătate la jumătate, preferințe europene sau estice. Da, desigur că sondajele denotă jumătate la jumătate.
dar situația poate să schimbe, fie în favoarea unui vector, fie în favoarea altui vector, în funcție, poate nu atât de realizările obținute de către promotorii acestor direcții, cât de anumite circumstanțe care în Republica Moldova deseori sunt inexplicabile, dar amendarea Constituției, modificarea, revizuirea Constituției sunt expres prevăzute în ultimele articole 141, 142 și 143 și este posibil și Constituția poate fi amendată sau modificată și la alte capitole, dar acest suport constituțional oferit integrării europene ar fi unul de bun augur pentru Republica Moldova și ar demonstra că s-a angajat expres și necondiționat în apropiere de Uniunea Europeană, pentru că la moment nu putem spune nici de aderare, nici de integrare, ci de apropiere de Uniunea Europeană prin valorificarea prevederilor asumate de acordul de asociere. Pentru Republica Moldova mai mult contează simbolismul și implementarea prevederilor acordului de asociere care se asociază cu modernizarea social-politică și juridică. Ce se va schimba sau cum va schimba Republica Moldova această modificare în Constituție care va stabili că drumul nostru este doar spre Uniunea Europeană? Poate s-ar opera niște modificări la nivelul conceptual, dar aceste modificări ar trebui să fie concertate și susținute de către o propagare, de către de o consultare pasivă cu opinia publică, demonstrând că locul poporului Republicii Moldova este în familie europeană unită. Însă, pentru moment, la noi oamenii nu și-au format în totalitate o opțiune și vedem că variază de la caz la caz, poate în funcție de coloratura politică a guvernării și mai degrabă a succeselor sau a insucceselor pe care le-a înregistrat. Domnule Juc, vă mulțumesc mult pentru aceste explicații pe marginea acestei inițiative discutate astăzi la ședința săptămânală a Partidului de Guvernământ, vorba de Partidul Democrat, care a venit cu ideea de a introduce în Constituție o modificare care să stabilească clar parcursul european al Republicii Moldova. La această ședință a participat și colega mea, Oxana Bodnar, care vine cu detalii pe marginea subiectelor puse pe tapet. Oxana, te ascultăm! Bun găsit! Într-adevăr, acum câteva minute s-a încheiat briefingul tradițional la Partidul Democrat după ședința de lucru. Astăzi au fost anunțate mai multe decizii importante. Printre acestea se numără posibilități de a modifica Constituția prin care integrarea europeană va fi anunțată drept orientarea strategică a țării noastre. Totodată, astăzi a fost examinată posibilitatea de a modifica Constituția prin care Guvernul și Parlamentul vor putea lua decizii de participare a militarilor noștri în exerciții internaționale fără acordul președintelui țării. Această decizie a fost luată ca urmare neînțelegerilor cu șeful statului privind participarea militarilor noștri în Ucraina în exerciții militare care au loc în aceste clipe. Totodată, astăzi a fost discutate și alte proiecte și subiecte importante. Printre acestea se numără documentele și legile care nu au fost promulgate de șeful statului. Potrivit premierului Pavel Filip, astfel au fost stopate mai multe reforme importante, printre acestea se numără domeniul cercetării, dar și cel energetic. Astfel, va fi organizată o ședință specială la care aceste legi vor fi revotate. Totodată, astăzi au fost examinate și subiecte privind alimentația publică, dar și reparația drumurilor. Au fost luate decizii ca autoritățile responsabile să identifice măsuri pentru rezolvarea acestor probleme și încă o decizie importantă care a fost luată astăzi se referă la identificarea candidaturii pentru funcția de ministru al apărării. Din 7 candidaturi a fost aleasă candidatura lui Eugen Sturza.
Eugen Sturza are 32 de ani și este vicepreședintele Partidului Popular European din Moldova din anul 2015. Cariera politică a început-o în anul 2009, atunci când a început să lucreze la guvern în calitate de consilier al fostului prim-ministru Vlad Filat. El a deținut această funcție până în anul 2013. Ulterior, odată cu venirea la conducerea executivului a lui Iurie Leancă, Eugen Sturza a fost numit șef al cabinetului prim-ministrului până în 2015. În același an, devine moderator al reformei administrației publice în cadrul Institutului de Politici și Reforme Europene. Eugen Sturza este licențiat în finanțe la Academia de Studii Economice din Moldova. Între timp și președintele Igor Dodon a venit cu o reacție la numirea lui Eugen Sturza în funcția, sau mai bine zis, înaintarea lui Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării. Președintele spune că armata așteaptă să fie conțul de o persoană bine pregătită și profesionistă. Cât de argumentate sunt aceste obiecții ale președintelui pe marginea candidaturii lui Eugen Sturza? Tocmai am citit obiecțiile. Președinte Dodon spune că s-a așteptat să-i se înainteze o candidatură de tip militar și primește ceea ce el numește ironic un băiat de granturi, încercând să minimalizeze experiența candidatului propus de coaliția de la guvernare. Mai spune că ar avea nevoie și că ar susține mai degrabă candidatura unui om priceput în managementul cu specific militar și că va veni cu propria sa candidatură în viitorul imediat apropiat. Nu cred că obiecțiile președintelui sunt foarte întemeiate și că mai degrabă am senzația că domnia sa iarăși mută accentele spre ceea ce îl interesează, adică probabil candidatura unui militar care să fie apropiat poate zonei sale de interes și de viziuni geopolitice. Amintesc că Germania are ca ministru al apărării o femeie și că asta nu este o problemă, că nu trebuie să fii militar ca să înțelegi managementul. Poate că domnul Sturza are experiență și în ce privește managementul militar, fiind absolvent totuși unei facultăți de studii economice. Managementul militar nu se face, ministrul n-ar face manageriat de unul singur, are o sumedenie de consilieri care sunt militari în aparatul ce ține de Ministerul Apărării Naționale. Problema nu este sub nicio formă aceea a punerii în fruntea unui minister, a unui purtător de uniformă, dacă e vorba de vreun minister militarizat. Poate să fie așa, dar nu e obligatoriu să fie așa. Și a spune din start, la o oră după ce a aflat candidatura, că nu ești de acord cu candidatul și a încercat să-i dai tot felul de conotații ironice sau negative, nu mi se pare neapărat de maximă bună credință din partea președintelui. Să vii să spui, are un trecut, nu știu cum, parcă formula era un trecut dubios sau cea de genul ăsta în cabinetele Leancă și Filat. Nu știu să zic asta. E prematur să vii să spui asta. Sau dacă spui asta, măcar spune ce e atât de dubios. Sau spune de ce crezi că nu ar fi bun acest candidat. Evident, lucrurile pot fi discutate. Evident că, inclusiv pe marginea acestei candidaturi, vor mai apărea opinii de diverse feluri. Dar nu văd aici o mare problemă. Domnul președinte însuși a fost ministru în cabinetă care ar putea fi etichetată de unii drept nepotrivită, dubioasă sau mai știu cum. Dacă acești posibili aplicatori de etichetă n-ar fi de acord cu guvernările respective. Nu știu dacă așa, cumva, la acest nivel trebuie coborât răspunsul la o inițiativă. Da, el spune că are o candidatură și că o va face publică. Credeți că astăzi sau când va veni momentul când președintele va spune ce își dorește și societatea va înțelege, da, acesta probabil este ministrul pe care și-l dorește armata? Probabil destul de curând, probabil că domnul președinte va aduce un purtător de uniformă, probabil unul cu prestigiu și cu merită, care n-ar putea fi contestat în ce privește militaria, poate și cu experiență de management sau, nu știu, de diplomație sau prezență în aparatul de guvernare. Nu spune nimeni că președintele n-ar veni cu o candidatură demnă de luat în calcule, să spunem. Problema este însă că... Da, nu va veni cineva care va spune că are, la fel, dacă e să citez acum din comunicatul pe care și l-a pus președintele pe rețea de socializare, are o experiență dubioasă în cabinete? Ba da, cu siguranță. Cu siguranță, exact aceleași argumente, nu foarte consistent, ar putea fi întoarse împotriva candidatului pe care l-ar putea propune președintele Dodon. Cred că discuția trebuie purtată la un cu totul alt nivel în ce privește o candidatură sau alta într-o funcție atât de importantă. Cu atât mai mult cu cât tocmai acest domeniu este într-o dispută pe care președintele țării încearcă să o manipuleze într-o anumită direcție, îndepărtând chestiunea militară de esența ei.
Domnul Dodon încearcă să convingă pe toată lumea că inclusiv armata trebuie să urmeze o anumită categorie de obediență, supunere și mai ales viziune politică. Armata este depolitizată. Ministerul de Interne este depolitizat. Ei nu trebuie să facă niciunii, nici alții vreo politică de partid sau vreo geopolitică pe gustul uneia sau altuia dintre lideri. Dar zice iarăși președintele aici în postarea lui că nu va accepta această candidatură nici la prima înaintare și nici la a doua și că va insista totuși pe faptul că această candidatură este absolut nepotrivită. Faptul că domnia sa nu-l acceptă așa la nivel personal e una, dar la nivel instituțional deocamdată există o procedură care spune că dacă va fi respins de către președinte totuși la a doua propunere, va fi acceptat prin virtutea legii această candidatură. Deci probabil că și dacă coaliția de la guvernare își menține candidatura domnului Eugen Sturza, atunci va ajunge ministru dacă, pentru că așa spune legea. Chiar dacă domnul președinte va fi foarte trist după aceea. O să avem și reacția în emisie directă a președintelui Dodon legate de această înaintare a candidaturii lui Eugen Sturza pentru funcția de ministru al apărării. Continuăm discuția. Trebuie să menționăm aici, domnule Tabără, că această candidatură a ministrului apărării nu vine de la Partidul Democrat. El este un lider al Partidului Popular European. Ce înseamnă această înaintare a candidatului popular european la o funcție atât de importantă? Este probabil că singurul ministru, dacă va ajunge ministru, din partea unui partid de coaliție. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă, hai să spunem, o dovadă în plus a faptului că PDM înțelege că are nevoie să aibă în echipă pe toți cei care împărtășesc un vector de tip european. Nu un secret pentru nimeni faptul că au existat și există dispute între familiile politice existente în Europa și că popularii europeni și cu socialdemocrații unor văd lucrurile diferit și că o consecință acestor diferențe de opinii la un moment dat era și răsfrângerea asupra Republicii Moldova a unui șir de obiecții, comentarii și atitudini chiar ale popularii europenilor la nivelul Parlamentului European, de exemplu, atunci când venea vorba despre Republica Moldova. Este înțelept și strategic să arăți deschidere față de popular europeni. Ei nu sunt deloc nesemnificativi, iar faptul că a fost identificat un candidat despre care spune domnul Dodon că nu ar avea pregătirea necesară, fără să argumenteze de ce nu are, dar acest candidat are, într-adevăr, experiență în cabinete, este totuși un economist, să spunem așa, un manager cu acte în regulă, vine din familia populară europenilor și vine să completeze cu propria viziune, este vicepreședintele până la urmă PPE, da? Vine să completeze cu propria viziune actul de guvernare. Asta nu poate fi decât bine. Iar întorcându-mă la competențele ministrului într-o viziune de tipul european, ministrului apărării, el într-adevăr este în primul rând un manager. El va conlucra cu militarii cu experiență din jurul său pe chestiunile ce țin de militarie și la rândul său va veni cu viziunea sa managerială propusă militarilor în chestiuni ce țin de înzestrarea armatei, de exemplu, sau oportunitatea participării ei într-o parte sau în alta, costuri. A explicat premierul destul de bine ce înseamnă izolarea armatei, cât de mult pierde armata în ce privește finanțări, beneficii, rezultate din coparticipări la exerciții, misiuni și așa mai departe. Acest lucru nu este de neglijat în situația în care se află Republica Moldova. Nu te poți juca cu armata, lăsând-o, de exemplu, în afara înzestrărilor sau în afara beneficiilor rezultate din diversele categorii de conlucrări, doar pentru că tu vezi politic lucrurile altfel. Aici prea puțin ar trebui să fie prezentă politica. Și pe linia dezinformărilor și a manipulărilor vine și această diabolizare permanentă a NATO, care este văzut doar ca un bloc militar ofensiv, când în realitate el este defensiv și care îi se vede doar partea militară, când în realitate el are nenumărate misiuni și acțiuni și programe la care și Moldova participă, care sunt non-militare, de la cele de cercetare științifică până la cele ce țin de, eu știu, mediu, ecologie și chiar acțiuni de tip social și umanitar. Discutăm în continuare pe marginea acestor inițiative care au fost punctate astăzi la ședința săptămânală a Partidului Democrat ca să înțelegem mai bine
aceste oferte pentru toamna politică. Discutăm și cu domnul Andrei Andrievski, redactor șef al portalului de știri ava.md. Domnule Andrievski, bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, care poate fi sau la ce ar trebui să ne așteptăm sau ce reacție ar trebui să urmeze acum de la Kremlin pe marginea acestei inițiative de a stabili vectorul european drept principala cale de dezvoltare a Republicii Moldova? Reacția Moscovei mă uvidim în lice nașova prezidentă, pentru că, în самом деле, верхний уровень, так скажем, на уровне президента, они не комментируют наши события. Может быть, будут какие-то комментарии от людей, от политиков уровня пониже, типа Рогозина, но сами понимаете, что эти комментарии будут на уровне такой, ну, скажем, иронии и где-то, может быть, даже не совсем, скажем так, культурные. А вот реально, что хочет Москва, мы увидим через то, что будет делать, как будет реагировать господин президент Дадон. То есть как он примет эти инициативы. Ну, мы уже слышали о том, что инициативу по поводу министра обороны он отвергает, тут уже понятно. Я, кстати, об этом говорил еще неделю назад на одном ток-шоу, когда меня спросили, что я думаю о возможности назначения министра. Я тогда сказал, что Дадон отвергнет любую хорошую кандидатуру. Потому что, судя по всему, его задача это не сделать так, чтобы у нас была хорошая боеспособная армия, а наоборот развалить ее. Ну, по крайней мере, я делаю такой вывод из всех последних его шагов по запрету учений. Вот сейчас, что его не устраивает предлагаемый министр обороны. Поэтому любая нормальная кандидатура будет отвергнута. И по остальным вопросам тоже будет видно, как они сейчас будут приняты президентом, то есть насколько он будет их отвергать. Это будет понятно, потому что, к сожалению, наш президент, видимо, настолько часто бывает в России, что начал себя считать российским политиком больше, чем молдавским. Вот результат мы видим, то, что происходит. Domnule Andrievski, ați participat la mai multe dezbateri publice cu participarea reprezentanților partidelor politice, atât parlamentare cât și extraparlamentare, cu participarea societății civile. Cum credeți, cât de complicate vor fi aceste dezbateri pe marginea introducerii în Constituție a acestor modificări legate de stabilirea clară a принципиilor de dezvoltare a țării noastre. Не проблема в том, чтобы дебаты были сложные. Это нормально, потому что хорошие, качественные дебаты должны быть сложные, с жесткой аргументацией, с какими-то встречными предложениями. Проблема в том, чтобы было желание добиться результата. Вот последние дебаты, которые у нас проходили полгода назад по поводу изменения электоральной системы, там некоторые их участники, они изначально не хотели прийти к какому-то соглашению. Вот в этом проблема. То же самое сейчас. Если будет изначально позиция некоторых политических сил, что мы, в принципе, против всего, что исходит власти, то есть такая деструктивная позиция, то, конечно, вот это и будет главная проблема. Потому что, повторяю, можно к любой сложности проводить дебаты, важности и приходить с любыми аргументами. Но если ты готов к тому, чтобы в итоге был какой-то вывод, какие-то результаты, а если ты изначально настроен на то, чтобы провалить работу, то тогда вот это, конечно, будет серьезной проблемой. Putem stabili de pe acum lista celor care vor forma opoziția față de această modificare a Constituției? Cine sunt ei? Ну, очевидно, что это пророссийские силы, все будут как бы априори против этого. Это партия социалистов, партия коммунистов. Хотя коммунисты в свое время были теми, кто обозначил европейский вектор как единственный и основной вектор развития Молдовы. Но сейчас их качнуло в другую сторону, неважно. В общем, это левые так называемые пророссийские силы. Но, может быть, как это не удивительно, некоторые так называемые проевропейцы будут против этого. Потому что мы видели, как, например, некоторые проевропейские силы выступали, например, против ограничения российской пропаганды на телевидении и радио. То есть, может быть, эти же как бы проевропейцы и в этот раз будут тоже недовольны тем, что у нас будет в Конституции закреплен европейский вектор. Ну, тем самым они покажут свое настоящее лицо, кто они и за что они борются. Domnule Andrievski, vă mulțumesc mult pentru aceste explicații pe marginea ideii lansate astăzi în ședința săptămânală a Partidului de Guvernare, Partidul Democrat, care a venit cu mai multe inițiative în ceea ce ține de modificarea Constituției, de introducerea unor
stipulări clare în legislație în ceea ce privește participarea soldaților moldoveni la diferite exerciții militare și numirea unui ministru al apărării. Înțelegem, domnule Tabără, că ne așteaptă o toamnă fervinte. Cel puțin tema, să zic așa, pentru politicieni și societate a fost lansată astăzi de către Partidul Democrat, care își asumă mai multe, să zic așa, schimbări. De ce depind aceste schimbări? De consecvența și rezistența politică, să spunem așa, celor care promovează aceste schimbări pe de-o parte și pe de-altă parte de capacitatea lor de a explica atât populație cât și partenerilor politici care împărtășesc aceeași viziune de tipul european, necesitatea de a depăși ostilitatea și opoziția fără sens și de a sprijini măcar parțial, să spunem, proiectele cu adevărat utile. Mi s-ar părea extrem de straniu, de exemplu, că la anunțatele proteste din weekendul viitor, pro-europenii să spună că nici această inițiativă nu e bună. În momentul acela, cred că demascarea, posibila demascare ca falși pe europeni ar fi de inevitabilă pentru acele formațiuni care s-ar mai opune și de data asta. Pe de-o parte. Pe de altă parte, e de văzut și care va fi reacția, într-adevăr, ați invocat o toamnă fierbinte, care va fi reacția celor care văd lucrurile într-o manieră mai estică sau proestică, ce anume vor fi învățați să spună și să facă, în ce fel se vor activa, în ce fel se vor victimiza. Din păcate, e cumva, cred eu, de așteptat o întreagă campanie de asta de înveninare a populației și de ruptură din nou. Deși, de exemplu, președintele țării a anunțat că va fi președintele tuturor moldovenilor și al celor care nu l-au votat, poate ar fi momentul să arate că ești președintele celor care nu l-au votat. Poate ar fi bine să vadă dincolo de jocurile politice oportunitatea anumitor proiecte, indiferent de unde vin ele. Da. Și ce stă în spatele acestor, să zic așa, proteste? Pentru că nu doar partidele pro-europene anunță proteste, dar și președintele Dodon a chemat adepții săi la proteste, chiar dacă nu în capitală. Ei, asta mi se pare mie nostim. Unii au hotărât să protesteze, era să folosesc un cuvânt pentru că aș fi putut fi acuzat, unii au hotărât să protesteze în capitală, alții să agite spiritele și în restul țării, mai că-ți vine să te întreb dacă nu cumva se coordonează și și-au împărțit teritoriile ca să nu consume cu toții resurse inutile în același loc. Dar asta e doar speculativ, unii ar putea spune că am fost răutăcios, eu m-am întrebat însă chiar în mod real de ce și unii și alții insistă să protesteze, indiferent de natura proiectelor puse în discuție. Pe cei din opoziție de tip proestic înțeleg că nu vor fi încântați de, nu știu, modificările din Constituție, chiar dacă ele ar putea deveni efective undeva între 6 luni și un an de acum încolo. Nu înțeleg pe pro-europeni în momentul în care insistă să meargă, în ciuda criticilor pe care le aduc chiar și partenerilor occidentali mai nou, să meargă pe ideea decapităm actuala conducere și mai vedem noi ce facem cu alegerile. Nu cred că e o idee bună, nu cred că asta folosește la ceva și aici se vede că în spatele lor, și acum abia după toată paranteza asta vin la răspunsul întrebării pe care mi-ați adresat-o, stau mai degrabă interese străine de interesele reale. Un interes real pentru toți pro-europeni ar trebui să fie, într-adevăr, securizarea și garantarea parcursului pro-european al Moldovei, inclusiv prin introducerea în Constituția țării acestui lucru. Dacă și de data asta se vor opune, cred că mulți își vor pune serioase semne de îndoială cu privire la buna credință acestor pro-europeni. Da, această toamnă politică fierbinte pe care unii analiști o promit pentru acest sezon politic, cum poate fi într-un fel schimbată? Aceste decizii pe care le-a luat Partidul Democrat pot într-un fel să mai tempereze din temperaturile anunțate? Sau din contra vor încinge spiritele și mai mult? Pe proesticii vor încinge, iar pe provestici, să spunem așa, cred că îi vor mai liniști, mai ales pe cei alegători care au rămas un pic depusolați de întâmplările de pe eșichierul politic pro-european, întâmplări ce țin, de exemplu, de Partidul Liberal sau întâmplări ce țin de celelalte partide care se declară pro-europene și care, într-un fel sau altul, și-au dezamăgit alegătorii, fiecare în maniera sa. Ori i-au dezamăgit, ori au radicalizat. Și în aceste condiții, mulți alegători s-au constituit într-o masă destul de nedumerită, care fie n-ar mai dori să se realieze niciunui proiect, fie, prin neparticipare, ar încuraja, de fapt, înflorirea celor de pe șicherul proestic.
de exemplu, prin neparticiparea la vot sau prin neparticiparea pur și simplu la dezbaterile și zbaterile naturale ale societății. Ei încetează să-și mai formuleze opiniile, sau devin negativiști, sau devin pur și simplu dezamăgiți, și dezamăgirea contagioasă pentru unii și utilă pentru ceilalți. Poate fi speculată. Proesticii pot spune în permanență, iată, poftim provesticii ce fac, uite cum vă dezamăgesc, uite cât de dezamăgiți sunteți, așa că ori depuneți armele, ori veniți în tabăra noastră. L-am întrebat pe domnul Andreevski să vină cu o prognoză legată de reacția Moscovei la această inițiativă. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule Tabără, la ce reacție putem să ne așteptăm din partea Bruselului sau altor capitale europene atunci când Republica Moldova vrea să-și modifice Constituția și să stipuleze clar direcția europeană pentru dezvoltarea țării? Probabil că Bruselul va privi lucrul acesta ca pe o inițiativă care garantează în plus lucrurile. Poate că unii se vor gândi în ce fel să realizeze acest lucru, ca nu cumva procesul să fie parțial legal, ilegal sau viciat de cine știe ce forme, ca nu cumva el să stârnească în conștiința europenilor, să spunem așa, ideea că, într-un fel sau altul, ceva se întâmplă forțat. Europenii la asta se vor uita, ca acest lucru să se petreacă în conformitate cu tot ceea ce înseamnă cadrul legislativ, respectiv în conformitate cu tot ceea ce ar putea să însemne și dorința electoratului de acest tip. Evident că nimeni nu e idealist, toată lumea știe că o parte a electoratului nu va fi foarte fericită cu această chestiune. Dar eu cred că până și printre cei cu viziuni proestice se numără destui care înțeleg că apropierea de Uniunea Europeană nu e nimic cumplit. Federația Rusă însăși, de exemplu, conlucrează foarte strâns cu Uniunea Europeană la multe capitole. Și mai nou stă și discută chiar și cu NATO, în ciuda faptului că se fac exerciții paralele la câteva mii de kilometri distanță. Discutăm acum și cu analistul politic Corneliu Ciurea. Domnule Ciurea, bună ziua! Bună ziua! În primăvară, președinții parlamentelor de la Kiev, Chișinău și Tbilisi au înaintat o scrisoare deschisă a autorităților europene prin care încercau să afle un răspuns tranșant dacă urmează ca aceste trei țări să fie admise în spațiul european ca membri sau despre perspectiva acestora. Iată că Republica Moldova a decis să își asume singură această perspectivă. Vă întreb, cum se va schimba situația dacă și Parlamentul ajunge să voteze această modificare în legea supremă? Da, eu cred că această modificare propusă de Partidul Democrat prin liderul Plahotniuc poate fi citită, tălmăcită în contextul confruntării vectorilor de politică externă, în contextul bătăliei politice care se dă între PD, aflat la guvernare, și președintele Dodon, părtaș al vectorului pro-rusesc. În primul rând, această acțiune este de natură că tactică, este, dacă vreți, o supralicitare din partea Partidului Democrat prin această acțiune, punându-l oarecum în dificultate pe președintele Dodon. În ceea ce privește însă și inițiativa, ar fi mai multe de spus, cred că sunt argumente și pro și contra. Ar fi bine ca dezideratul integrării europene să devină unul fundamental pentru țara noastră. Întrebarea însă se pune dacă acest lucru poate fi făcut înainte de toate printr-o modificare a Constituției sau poate din contra printr-o acțiune pe teren, prin acțiuni de convingere a alegătorilor, a cetățenilor Republicii Moldova că integrarea europeană este singura soluție. Ar mai fi o problemă care cred că va fi discutată în timpul apropiat. Ea a fost enunțată și de antevorbitorul meu, domnul Juc. În ce măsură Uniunea Europeană este astăzi dornică să accepte o asociere deplină și chiar integrarea deplină a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, nu se știe deocamdată. Am văzut că această scrisoare expediată de către speakeri celor trei țări Parlamentului European nu a fost deocamdată, nu a primit un răspuns. Încă nu știm care este părerea Parlamentului în acest sens. Adică vreți să spuneți altfel este o inițiativă interesantă a domnului Plahotniuc și a Partidului Democrat. O vom discuta în continuare. În fond, sunt foarte multe avantaje, dar rămâne discuția să se desfășoare. Altfel spus, domnule Ciurea, Bruselul așteaptă pași concreți și nu declarații.
Da, eu cred că și declarațiile sunt importante, dar după cum am spus, în cazul dat, PD-ul supralicitează. Și nu se știe în cazul unei supralicitări dacă Bruxelles-ul se va lăsa convins de vorbe sau poate va cere în schimb fapt. Și faptele de ce depind până la urmă? Bun, faptele depind și ele de vorbe. Pentru că la început a fost cuvântul, nu? Da, exact. Cuvântul contează în politică mai mult decât alte chestiuni. Mi-a spus o întrebare complicată. Eu cred că relația noastră cu UE trebuie să aibă o evoluție pozitivă, indiferent de faptul dacă va fi stipulat acest lucru în Constituție sau nu. Și cred că îndeplinirea angajamentelor legate de acordul de asociere va fi un test suprem. Test suprem, cine va încerca să fie în opoziția acestei inițiative? Eu cred că în opoziție deocamdată îl avem pe președintele Dodon ca un opozant extrem de agresiv. Va fi neutru, cred, pe CRM-ul cu Voronin și totuși alegătorii domnului Dodon, cea domnului Usatăi, cred, dacă mai sunt în țara noastră, vor pleda împotrivă. Deci va fi un număr destul de impresionant de adversari a acestei idei. În Parlament, 67 de deputați care să voteze pentru această modificare, se vor găsi? Eu cred că se vor găsi și mai mulți. Cred că în scurt timp se va putea acumula un număr mai mare de deputați care ar putea să voteze această inițiativă. Problema este că discutarea acestei inițiative va pica în ajun de alegeri și în cazul în care să nu se întâmple, și asta este marea problemă la care se referă și domnul Tabără și mulți alții, dar într-un mod specific se referă, să nu se întâmple ca votarea și modificarea Constituției în acest sens să avantajeze Tabăra pro-rusă. Asta este marea temere care ar putea să se întâmple, dar nu știm cum vor evolua lucrurile. Va trebui să așteptăm și va depinde mult și de acțiunile pozitive ale Partidului Democrat. Domnule Ciurea, vă mulțumesc mult pentru acest dialog pe marginea unei inițiative lansate astăzi de liderul democrat Vlad Plahotniuc, care a spus că Partidul Democrat va iniția procedura de modificare a Constituției prin introducerea direcției europene pe care și-o asumă Republica Moldova. La nivel de formațiune politică, domnule Tabără, de ce acțiuni este nevoie acum, ce ar trebui să facă Partidul Democrat pentru ca această inițiativă să ajungă și buchie de Constituție? De la cele ce țin într-adevăr de tot parcursul procedural, felul în care această inițiativă va fi comunicată, dusă, votată și așa mai departe în zona decizională. Paralel, extrem de bună comunicare publică aici va fi o mare, mare problemă. E foarte complicat într-un mediu atât de plin de propagandă, să spunem, proestică venită pe canalele televiziune rusești, în paralel cu propaganda internă, în paralel cu bătălia pe care o duc partidele care slujesc acestui vector, e foarte complicat să-ți faci propria comunicare în condițiile în care opoziția este avantajată de faptul că nu face altceva decât să stai să critique și să o facă într-o manieră credibilă și care instigă populația, în timp ce guvernarea trebuie să și producă niște rezultate care, dincolo de intențiile anunțate, să convingă la rândul lor populația că aceasta este calea și că rezultatele vin. Ele vin, e adevărat, unele dintre ele sunt mai puțin vizibile sau afectează mai puțin direct populația, dar sunt și foarte multe acelea care arată îmbunătățiri în ceea ce privește traiul nemijlocit direct al populației. Însă, după cum știm, mulțimile sunt în permanență cârcotașe și până să recunoască că în sfârșit apar niște progrese, mai degrabă sunt vulnerabile unui discurs de tip negativ care le este foarte abil indus de către toți cei care se constituie în opoziție, fiecare cu interesele sale. Dar populația la rândul ei poate să înțeleagă că nici opoziția, indiferent cât de salvatoare pare și de albă și de imaculată, nu e animată întotdeauna de cele mai bune intenții și mai ales nu de agenda reală a nevoilor populației. E animată de bătălia politică. E animată de dorința de a spune populației că nu trebuie să susțină guvernarea, ci trebuie să pregătească pentru niște alegeri în care să răstoarne tot. După care, ce va urma? Asta este mare întrebare.
și sunt partide care astăzi fac opoziție și nu dau răspuns la această întrebare, ci sunt partide care fac opoziție și vin și spun, va urma un paradis cum a mai fost. Dar dacă stai să te uiți către răsărit, paradisul nu e paradis și nu e cum a fost. În ultimul timp, dacă ne uităm la sondaje, descoperim o descreștere a interesului populației pentru ideile europene. Mă întreb acum, domnule Tabără, spre finalul acestei emisiuni, cât de mult această inițiativă poate să reabiliteze ideea de integrare europeană în Republica Moldova? Măcar prin faptul că o va aduce în dispută și că vor fi obligatorii schimburile de argumente, cum spuneam, mai mult sau mai puțin manipulatorii, mai mult sau mai puțin bazate pe chestiuni reale, dar însă și aducerea în discuție a subiectului va ajuta măcar la scuturarea conștiințelor și va ajuta, poate chiar obliga pe unii dintre cei care nu mai știau dacă mai sunt ei sau nu mai sunt pro-europeni, să-și redefinească opțiunile și să le așeze într-o bază de argumente solide. Norocul, să spunem așa, totuși al europenilor sau pro-europenilor din Republica Moldova este acela că acei moldoveni care de bună credință privesc spre Europa sau se duc în Europa, călătoresc în Europa, constată totuși că modul de trai european este bun, cu toate părțile lui criticabile, că cetățenul european trăiește bine și că asta s-ar putea întâmpla și în Moldova. Poate nu cu viteza fulgerului, dar cu siguranță se poate întâmpla. Asta au văzut și țările din vecinătate. România, Bulgaria, Ungaria, da? Polonia și așa mai departe. Țările baltice care sunt atât de dragi ca exemplu moldovenilor și moldovenii se uită așa cu jind, dar și cu oarecare întristare. Noi de ce n-am putut face ca balticii? Ba da, se poate, doar că pentru asta e nevoie de, hai să spunem, consecvența și fermitatea balticilor, chiar și la nivel de inițiativă politică și de mentalitate populară. Domnule Tabără, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații pe marginea inițiativelor lansate astăzi la ședința săptămânală a Partidului Democrat, care a stabilit mai multe priorități pentru toamna politică de anul acesta. Rămâneți cu Publica TV pentru că știți și dumneavoastră, știrile sunt aici.